sunt Corneliu Bulai, reprezint Asociația Regională Corpul Moldova. Miara Bușanu, Organizația Cercetat și România. Marta Dinaru, Agenția Națională de Drog, instituție de stat, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vaclo. Termo Duleanu, coordonatorul de voluntari a Fundației de Sprijin Comunitar Vaclo. Da, mâna mea, cum este instituția proiectului? Și bineînțeles, poate cei mai importanți, o parte din voluntarii care au desfășurat aceste activități în săptămâna 13-19 mai. Și am să-i rog de asemenea să se prezinte. Ioana Drag, voluntară la Fundația de Sprijin Comunitar. Scurturare, voluntar la Fundația de Sprijin Comunitar. Ana Bronea, voluntară la Fundația de Sprijin Comunitar. Cătățeanu Bianca, voluntară la Fundația de Sprijin Comunitar. Carmen Boida, voluntară. Dr. Ion Mihaela, voluntară de prevenire, voluntară de prevenire, voluntară. Voluntară. Și Ștefan Arțeni, voluntar antidrog, a zis cameraman. Scopul acestei conferințe de presă de astăzi este nu atât de a prezenta activitățile care s-au desfășurat în această săptămână pe care în mare le cunoașteți și prin participarea dumneavoastră la evenimente, ci în special prin prezentarea mesajului voluntarilor în urma desfășurării acestei săptămâni. Practic, săptămâna a avut ca scop de a contura câteva dintre activitățile care, practic, se desfășoară în tot timpul anului. Despre instituția prefectului, aș vrea să vă spun că s-a implicat de-a lungul timpului, de când știu eu această instituție, în activitățile voluntariat, chiar și cu lucrătorii instituției prefectului. Numai de vreme de finalul anului trecut am fost la activitățile de plantare de copaci în programul Țara lui Andrei, care s-a desfășurat în județul Bacău și la mijlocul lunii iunie, împreună cu voluntarii instituției prefectului, care sunt atât lucrătorii cât și elevi ai liceelor și școlilor generale din Bacău, vom participa la o activitate de construcție de locuințe susținută, organizată de Asociația Habitat for Humanity Comunești. Despre asta, la mapa pe care v-am pregătit-o, am atașat un material cu acei 236 de voluntari care sunt la instituției prefectului și cu această intenție am avut de a participa la activitățile de la jumătatea lunii iunie. În continuare, am să vă prezint pe scurt eu Comitetul de organizare, care a fost alcătuit din instituția prefectului primăria municipiului Bacău, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Fundația de Sprijin Comunitar, Centrul Regional de Ecologie, Fundația Sfântului Ioan Bosco, Asociația Veniți cu Noi, Asociația Corpii Moldova și Asociația Obion. Scopul activităților este practic conturat pe trei puncte, mobilizarea voluntarilor pentru dezvoltarea comunităților, atragerea sprijinului celorlalți pentru acțiunile voluntarilor, recunoașterea meritelor voluntarilor. Și pentru că toate activitățile acestea au implicat și instituția prefectului, avem un mesaj din partea prefectului Claudiu Fabian Șerban, care consideră că voluntarii sunt cei care deschid poarta sufletului și surprinde manifestări simple, dar fascinante, în sensul adevăratelor motivații ale existenței noastre, trăirea, bunătatea, frumosul, iubirea. Motiv pentru care trebuie să respectăm voluntarii, trebuie să încurajăm activitățile și să ne implicăm noi înșiși în ele. Pe scurt, din activitățile care s-au desfășurat în această săptămână, luni 13 mai a fost deschiderea cu vocea noastră contează o activitate desfășurată de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, apoi din Sănătăți o activitate desfășurată pe toată săptămâna, Asociația Corpii Moldova, un eveniment toți pentru Moituz mai curat. Am încercat să atașez câteva din fotografii organizațiile non-guvernamentale prezente și instituțiile precum Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, o să vă prezinte pe larg.
Marți 14 mai 2013, de asemenea Centrul de Prevenire, Evaluare și Politică de Antidrog, împreună cu colegiul Mihai Minescu Bacru, au desfășurat activitatea Îndrăznește să vi se expună droguri, apoi Asociația Oblo au avut o activitate împreună cu copiii de la școala specială Maria Montessori, nu se vede la primul ecran, dar este Maria Montessori. Iată un anumit fotografii de la Asociația Oblo. Tot 14 mai, marți, Asociația Veniți cu Noi și Clubul Bacor Vedalează au avut o activitate de ecologizare pe biciclete pe traseul Trebeș-Cântânele. Asociația Colbii Moldova, de asemenea, au avut activitate de ecologizare tot pe primul mai tard. Iată și un anumit fotografii de la Asociația Veniți cu Noi. Miercuri 15 mai 2013, Asociația Veniți cu Noi și Centrul Regional de Ecologie au avut activități împreună de recondiționare și ecologizare a parcului Bacului, a parcului de în apropierea instituției perfectului. Asociația Obliro a desfășurat un schimb de experiență practic între generații la 60 plus. Asociația Obliro a făcut expoziție de fotografie prin produs. Fotografie din cele două zile. Da. Aceasta este din activitatea celor de la Asociația Obio și Club 60 Plus. 16 mai 2013. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere de Antidrog, împreună cu colegiul Ioan Chica, am avut un proiect Pot să trăiesc și fără, aici desigur fiind vorba de substanțe psihoactive. Centrul Regional de Ecologie și Asociația Veniți cu Noi, au avut un concurs pe caiace pe lacul de la insula de Ardemeni. Asociația Colbii Moldova a desfășurat activitatea bătrânii din Vâlja. O fotografie din concursul de caiace. Sâmbătă 18 mai 2013, Fundația de Sprijin Comunitar a organizat și susținut târgul voluntarilor din patru catedralei. Centrul Regional de Ecologie și Asociația Veniți cu Noi au avut activități de ecologizare la Valea Dunării. Aceasta este o fotografie de la Târgul Voluntarilor de Sâmbătă, din Parcul Catedralei. Duminică 19 mai 2013, cercetașii comunii au susținut un parc calificat, ceea ce cunoaștem cu toții, este parcul Duminică, la cercetașii voluntarilor. Desigur, fotografii de la aceste evenimente sunt și pe internet, foarte multe, dar au alături, au în prezentări de lor reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale pe care vin să le prezinte. O să încep, dacă tot săptămâna a fost deschisă de centrul de prevenire și evaluare, evaluare și consiliere, am zis cu vocea noastră contează, am să vă rog pe Marta să ne facă prezentarea. A fost o prezentare atât de frumoasă și de completă, încât, așa cum spunea Gabi la început, n-aș vrea să repet lucrurile. Poate doar să spun că voluntarii Centrului Antidrog, pe lângă activitățile care erau programate și pregătite deja dinainte și oricum s-ar fi întâmplat în această săptămână, s-au lipit, cred că acesta e cuvântul, s-au alăturat celorlalți voluntari și celorlalți organizații la aproape toate activitățile. Așa cum spuneam mai devreme, voluntariatul Antidrog presupune mult mai mult decât doar, eu știu, un simplu concept. Cred că acest tip de voluntariat le poate îngloba pe toate celelalte, atât voluntariat social, cât și ecologic, cât și educativ. Noi la centru funcționăm sub titulatura de fabricuța de idei. Practic, problema este aceeași, consumul de substanțe psihoactive, consumul de alcool, consumul de tutun, consumul de droguri în general, și iată, în ultima perioadă s-a vorbit tot mai mult de consumul de etnobotanice, dar prevenirea sau noi nu lucrăm cu combatere, ci diminuarea fenomenului trebuie gândită de fiecare dată altfel. Pentru că problema de astăzi nu este aceeași cu problema din 2008 sau cu aceea din 2010.
Dinamica acestui fenomen este foarte activă, nu știu, dinamica e foarte rapidă, nu știu dacă spun foarte bine, dar lucrurile se schimbă foarte repede. Problema e aceeași când să oamenii reacționează diferit. De aceea avem nevoie de idei. Noi nu putem să ducem această luptă singuri, pentru că, deși suntem specialiști în acest domeniu și lucrăm deja de mai mult de 7 ani în acest domeniu și ne perfecționăm pe zi ce trece, voluntarii tineri, în general, sunt cei care sunt aproape de ceilalți tineri care au ales să consume, care sunt consumatori sau care au fost consumatori și atunci ideile cele mai bune de la ei vin. Cred că ei sunt cei mai importanți, nu doar săptămâna aceasta, ci în general, tinerii, atât pentru ei și pentru colegilor, cât și pentru noi, pentru adulții care trăim alături de ei și ne dorim un viitor mai bun. Da, am avut multe fotografii și avem multe fotografii. De ce? Pentru că nu le-am selectat. Cred că toate acțiunile lor sunt foarte, foarte importante. Nu vreau să iau din timpul celorlalți colegi. Poate doar aș vrea să punctez faptul că pentru noi, pentru mine personal, dar și din ceea ce am discutat cu voluntarii Centrului Antidrog, toate activitățile au fost deosebite, dar Festivalul Luminii de anul acesta ne-a umplut sufletele de bucurie. A fost un eveniment plin de căldură, plin de tineri, de toate vârstele, de la 2-3 ani până la 80-90 de ani. Și ne-a ajutat și, să spunem, Dumnezeu, ne-a ajutat Dumnezeu pentru că am avut parte de o vreme extraordinară. Iar acest lucru contează foarte mult. Dacă ne aducem aminte, anul trecut s-a amânat Festivalul Luminii o săptămână sau două, tocmai datorită vremii. Activitatea de la economic a fost deosebită pentru că am avut muzică care s-a replicat într-un fel la Târgul Voluntarilor, și care a făcut furori de ploaie, o să le povestească care poate mai multe, am avut un workshop la care au participat atât doamnele director, director prim și director adjunct, cât și un grup destul de mare de tineri și un grup destul de mare de prieteni, să le spun așa, din presă. Eu nu mă așteptam să rămână la toată întâlnirea. Mie mi-a trecut foarte mult, nu știu cum a fost feedback din partea cealaltă, o să văd săptămâna viitoare cum mă duc din nou la ei. O să lucrăm pe grupe mai mici. Pozele, da, de la care noi o să mai fie probabil și la cei de la CRE, sau probabil că Gabi a mai adunat de la FSC, a mai adunat poze și de la celelalte activități. A fost un concurs deosebit, am avut copii care au urcat prima dată în barcă și care au reușit să ducă la bun sfârșit concursul, să nu se răstoarne și chiar să iasă pe locul 2, pe locul 3, pe locul 4 și de punctul meu de vedere pe locul 1, pentru că toți au fost câștigători. Poza aceea cu catedrala era poza de final de la Târgul Voluntarilor, de sâmbătă. Cam așa arăta finalul. Da. Și să vedem Târgul... Da. La festival au fost foarte multe poze, am avut mesaje diferite, noi ne-am mulat, probabil că de aceea suntem, ne putem lipi de orice fel de organizație, ne-am mulat de fiecare activitate. La Târgul Voluntarilor am avut un mesaj foarte interesant care a spus, vă de la voluntar, mă ajutați? Alege viața fără droguri, dar am avut pe panou, un alt fel, îmi place viața fără droguri. Iar pregătorii au trebuit să umple acel V de la voluntar cu post-it-uri pe care și-au trecut alternative. Ce iubesc ei? Cum iubesc viața? Aici au fost voluntarii noștri care au dat lorii și ploaia, pentru că după... Uitați! După ce au cântat ei, a venit și soarele. Da. Eu cred că... Avem poza de final, e cu post-it-uri pline, dar nu... Da, poze. Au fost. Da, am fost...
Vă dați seama că orele petrecute în comunitate, pe mine ce m-a impresionat foarte, foarte mult la activitatea finală, faptul că o persoană din presă mi-a spus că și-ar dori ca aceste astfel de activități, cum au fost cele din parcul, să se întâmple în fiecare weekend. Ar fi utile și ar fi bune pentru cetățenii din municipiul Bacău și nu numai din municipiul Bacău, ar fi de bun augur. Și ultima idee pe care vreau să o puntez aici este faptul că specificul nostru a adus alături de noi, pe lângă tinerețe, voiciune, stare de bine, muzică, dans și tu poți fi lumină pentru ceilalți, a fost mesajul de la Festivalul Luminii, a adus alături de noi consumatori de droguri, foști consumatori de droguri, părinți, prieteni de consumatori de droguri care au cerut informații, care sperăm noi, după astfel de evenimente, să vină și să putem să pornim la drum împreună. Iar acest lucru, din punctul nostru de vedere, este cel mai important. Și sunt convinsă că voluntarii aici prezenți confirmă acest lucru și le mulțumesc pe această cale că au știut să-i atragă și au știut să dea informația mai departe, poate mai bine decât aș fi dat-o eu. Vă mulțumesc! Ia să rog! Salutul voluntarilor Asociației Fotim Moldova. Desigur, ei ar fi vrut să fie prezenți aici, dar școala este școală și nu vrem să afectăm cu nimic rezultatele. Săptămâna trecută a fost o săptămână în care noi am dorit să scoatem în evidență, în mod deosebit, voluntariatul din mediul rural, care știm cu toții că suferă destul de mult sau mai mult se formalizează din când în când. Și împreună cu membrii asociației am încercat să dezvoltăm idei de voluntariat în fiecare zi a săptămânii. Am avut două zile de ecologizare cu elevii școlilor din localitate. Profesori care ne-au ajutat și instituții locale care ne-au sprijinit, respectiv când am vizitat Azeul de Bătrâni de la Hârja, am primit pachete să ducem bătrânilor, pentru că a fost și o campanie de fundraising în sensul acesta. Ne-am jucat cu copiii de la orfelinatul din Oituz și ce a fost mai important pentru ziua de sâmbătă, o parte am participat la târgul din Bacău, iar cealaltă parte a voluntarilor au gătit și au servit cina pentru copiii de la orfelinat. A fost un lucru extraordinar și reacțiile lor au fost extraordinare în sensul că n-am știut că eu pot să fiu așa util pentru copiii care au probleme. Și vreau să vă spun că totuși este important și să mulțumesc și celorlalte asociații că ducem mai departe ideea de voluntariat în Bacău. Încă este o idee fragilă, este mică, la nivel de județ care reprezintă un județ mare, localități multe, asociații multe și totuși puține activități în săptămâna de voluntariat, dar cu o campanie mai bine structurată, eu cred că putem să dezvoltăm ideea de voluntariat în anul următor. Noi am avut activități de voluntariat pentru că suntem și o asociație regională în mai multe localități și în alte județe, respectiv aici este în județul Vrancea, în localitatea Proscuțeni, unde asociația de acolo a colectat alimente și a ajutat familii sărace. Mulțumesc! Mă gândeam să închid, ținând cont că mi-a închis săptămâna voluntariatului. Atunci, e ok, dacă vrea poate să închidă pentru mine. Vreau să mulțumesc prima dată organizatorilor și sperăm ca pe viitor să implice și pe noi mai mult. Noi suntem aici, suntem deschiși și dornici să ne implicăm.
activitatea noastră principală a fost Festivalul Luminii, care în Bacău este la ediția a patra. Pentru noi, pentru Cercetași România, este un eveniment sincron care se desfășoară în toată România. Datorită experienței de anul trecut, ne-am hotărât să o facem o săptămână mai devreme. În celelalte 23 de locații va fi sâmbătă, pe 25 mai. Avem un motto, este bucuria lucrurilor mărunte și simple. Primul mesaj este pe partea de spiritualitate, datorită stresului cotidian și a celei ce se întâmplă în ziua de astăzi, a boanei pe care o avem zi de zi. Ne-am dorit să oferim băcăoanilor puțină relaxare, copiilor jocuri, partenerilor care au venit alături de noi, o modalitate de a arăta colaborarea și dorința de a fi împreună și de a lucra împreună ca ONG-uri care oferă, pe de o parte, posibilitatea tinerilor să se dezvolte și să facă voluntariat, iar pe de altă parte, eu sunt sigură că fiecare ONG oferă un mod de educație. Încercăm să educăm copiii și tinerii pentru viață. Fiecare prin metode proprii, prin experiențe pe care le oferim tinerilor. Ideea festivalului vine de la Cluj. În Cluj este la a 12-a ediție, cred. Noi am avut anul acesta parteneri Fundația Ioan Bosco, Centrul de Prevenire, Consiliere, Evaluare Antidrog din Bacău și Primăria din Bacău. Și noi doar am dorit să oferim băcăoanilor o altă modalitate de a petrece timpul, plăcut, relaxat și se pare că a prins foarte bine. Dacă tot era la toate festivalul din s-a băcat toată la plăbirea că am întâlnit din festival. Se pare că am oferit multă lumină în celor din Bacău. Dar este foarte adevărat și spun asta nu pentru că dumneavoastră ați organizat acest eveniment și ați fost principali organizatori, ci pentru că am avut feedback din partea băcăoanilor. M-au sunat foarte mulți prieteni cu foarte multe cunoștințe care nu știau dacă aveam vreo implicare în aceste activități, organiza acest program național al voluntariatului, dar au ținut neapărat să ne aducă la cunoștință că în Parcul Cancicou se desfășoară Festivalul Luminii și că este un eveniment extraordinar și pe care e bine să nu-l pierd și să fiu prezent acolo. Deci, băcăoanii, practic, s-au anunțat unii pe alții și au fost foarte impresionați și fascinați de eveniment. Au rămas chiar și cu copii mici până la ore târziu. Anul trecut, prima ediție și a doua ediție s-a desfășurat în fața Casei de Culture în Parcul Nicolaului. Anul trecut, ținând cont că noi cercetași și iubim natura și metoda pe care noi o oferim, pe care o folosim în educarea copilor și a tinerilor, este implică și natura, ne-am gândit să mutăm în Parcul Cancicov și să ajutăm băcăoanii să descopere parcul nostru, care ușor, ușor începe să se piardă. Și anul trecut a fost prima ediție, au fost persoane prezente. Anul acesta am observat ușor, ușor, exact cum spuneți și noastră, că s-a anunțat între ei, vino și tu că e în parc, vino și tu că se întâmplă și e lucrul acesta. Am rămas plăcut, surprinsă, băcăoanii care ne-au ajutat să strângem după aceea și să lăsăm curat parcul. Deci am avut copii de 6-7 ani care erau acolo și ne-au ajutat unde punem asta, unde aruncăm. Anul trecut ne-am întrebat când ne vom face din nou, anul acesta l-am făcut, sperăm să facem și la anul. Și așteptăm și celelalte organizații din Bacău să fie alături de noi în parc. Pentru noi este și o modalitate de a promova tinere talente, oricine dorește să fie prezent, noi așteptăm alături de noi și în activitățile lumea. Și cu alte idei. Sunt binevenit orice talente. Eu n-am să fac decât să trec pe revistă anumite activități care au fost realizate și nu au fost menționate neapărat în prezentările colegilor mei. Aș vrea să încep prin a mulțumi colaboratorilor și, în ultimul rând,
putea spune că Săptămâna Națională a Voluntariatului și-ar fi atins obiectivele, dar prin multiplicarea sau prin prezentarea acestor activități și preluarea de a mass media acestor activități, reușim să adunăm mai multe, să zic, mai multe persoane și scopul, de fapt, al SNP-ului acesta a fost să reușim să multiplicăm exemplele pozitive și să fie să populația, să zic, generația care încă nu, s-a implicat în activități de genul acesta, să încercăm să-i mobilizăm și să vină alături de noi anul viitor. De aceea, mass media consideră că a avut un rol foarte important în această săptămână și ținem să mulțumim tuturor celor care au venit alături de noi. O activitate care nu a fost menționată a fost cea organizată de Habitat for Humanity Bămărești. Împreună cu voluntarii Fundației Discurs și Comentar au fost în jur de 20 de voluntari PSC și câțiva din cei de la Habitat au fost la Comunești și au ajutat la realizarea, să zică, materiei prime pentru construirea unei case. El a trecut în program aici? Nu știu dacă a fost trecută, cred că s-a întâmplat. S-a întâmplat spontan, de asta am vrut să și aduc înaintea dumneavoastră. A fost pus un micropuz la dispoziție și voluntarii PSC cu Habitat au lucrat timp de 6-7 ore la prelucrarea lemnului și pregătirea materialului pentru construcția unei noi case la Comunești. Câți au fost? Au fost 17 voluntari de la noi și încă vreo... câți au fost de la... Comunești. În jur de 10 voluntari la Comunești. Voluntarii au fost foarte, foarte încântați de activitatea de aici. Noi am mai fost la pe șantierul Habitat și doi voluntari pe aceștia. Au fost foarte încântați de activitate și cu speranță o să-și mai dorească să mai meargă la voluntari. Celelalte activități, sperăm că au fost deja menționate, țin doar să spun că am avut o satisfacție enormă să văd mai multe organizații implicându-se anul acesta, să văd mai mulți voluntari și cred cu tărie că Bacăul începe să capete un contur și cu această ocazie invit toate organizațiile prezente aici, chiar instituțiile, să vină și să adere la Federația Vodului. Este o federație care apără interesele tuturor voluntarilor din România. Știu că cercetașii sunt deja la nivel național, suntem parte din... Știu. Dar celelalte organizații care încă nu sunt, eu vă invit să aderăm, să aderați de fapt, că noi deja suntem crucea lor și salvați copiii, să zic așa, din organizațiile mari care sunt reprezentate și în Bacău. Și împreună să reușim să schimbăm lucrurile care trebuie schimbate. Ne luptăm încă de mulți ani, de la anul de European al Voluntariatului, să schimbăm o lege a voluntariatului care nu s-a schimbat. Și împreună să reușim să fim o voce mai puternică. Eu mulțumesc tuturor voluntarilor, mulțumesc instituției prefectului pentru că ne-au ajutat în realizarea acestui eveniment și sperăm că anul viitor să fie un eveniment și mai frumos și mai interesant. Mai multe implicare din partea societății civile. Asta mi-aș fi dorit mai mult. Bine, trebuia să se implice mai mult voluntarii corporatiști. Nu s-a reușit foarte mult. Din ce tot? Nu există o politică foarte mare. Există doar companiile mari la nivel național au partea de responsabilitate socială, CSR-ul, care la nivel local nu prea își ating. Nu se ating foarte tare zonele astea. Ce companie ați contactat? N-am contactat anul acesta nicio companie. Dar la nivel național s-au organizat. La nivel național, Bucureștiul, Clujul, orașele mari. Din păcate este un Bacău. Au reușit să facă. Dar noi am colaborat cu mai multe organizații, cu mai multe instituții, firme, companii. PSC-ul are o colaborare foarte bună cu companiile, dar s-au implicat la gală. La gală. Încă o dată mulțumim frumos și la mulți ani voluntarilor. Mai de celor care cheamă Elena și Constantin. Cred că este rândul voluntarilor să își exprime impresiile, părerile și experiențele pe care le-au avut în această săptămână, dar, de fapt,
așteptat întotdeauna ajutor de la guvern și de la strukturile locale și m-am inspirat plăcut de tineri care au inițiativă și care doresc să schimbe ceva în societatea civilă. Și aș vrea să duc acest mesaj restructurant către cei care sunt de vârsta mea, care ar trebui să facă de asemenea voluntariat, așa cum am învățat de la cei tineri, comunitatea care trăim are foarte multe nevoi și ONG-urile reprezintă fiecare participă acestor nevoi. Este foarte ușor să stai deoparte și să spui altcineva trebuie să facă pentru bătrâni, altcineva pentru copiii străzi, altcineva pentru cei care consumă și să nu punem toți umărul, astfel încât comunitatea noastră să fie și cea mai frumoasă și cea mai echilibrată sufletește. Și în partea voluntarilor care suntem aici, de la Antidrog, avem un mesaj către toți băcăoanii. Vocea noastră contează. Viața noastră contează. Comunitatea noastră contează. Faptul care ne implicăm, pentru că ne pasă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în comunitatea noastră. Și aici mai am eu ceva de adăugat, două cuvinte. Nu contează din ce organizație faci parte, suntem toți voluntari. Și acum chiar s-au văzut săptămâna asta, nu a mai fost râca asta între ONG-uri, a fost pur și simplu, eram toți voluntari. Alte cuvinte, da, eu sunt voluntar de vreo 6 ani de zile în cadrul antidrogului și am văzut în decursul anilor că s-au schimbat în bine lucrurile și da, la toate organizațiile. Scopul este același. Scopul da. Este același și cred că ideea aceasta de mici disensiuni există poate pentru unele persoane particulare, dar nu reprezintă o problemă la nivel general. Cel puțin eu asta am constatat. Am să luăm și voluntari de la FSG. Pentru mine experiența de a face voluntariat înseamnă, este o experiență unică, una plăcută, de a ajuta alți copii. Pentru mine SNB a însemnat o experiență de a, uimitoare, de a vedea momente artistice și de la celelalte ONG-uri. Și și alți voluntari care s-au exprimat prin diferite activități, cântec, dans și multe alte. Mulțumim! Eu vreau să mulțumesc tuturor reprezentanților de care sunt astăzi aici, pentru că știu că este o zi bine. Sfinții care sunt antigenea și știu că mulți dintre reprezentanții noastre sunt la slujba de celebrare, practica astăzi se încheie procesiunea, numele cele mai mari procesiuni organizate de Arhiepiscopia Românului și Bacăului pentru omagia celor 700 de ani de îndreptate creștină. De aceea mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici și pentru faptul că v-ați implicat în toate activitățile din această săptămână. Rămân la convingerea că presa este un partener indispensabil pentru ca activitățile desfășurate de organizațiile guvernamentale sau instituții să ajungă la beneficiarul lor final, cetățeanul, fie că este copil, fie că este un adult sau pentru un om matur, un tânăr în toată puterea sa sau un pensionat. Dacă dumneavoastră aveți întrebări? Întrebări nu, dar câteva puncte așa șorpritice am să le expun. Ideea în care, părere de rău, vă spun și mă uit în altul voastre, cu sinceritate, că nu știți să vă vindeți imaginea. Că multe din acțiunile pe care le faceți, abar n-avem de ele, n-aflăm nici după ce s-au întâmplat. După că nu e un om pus acolo în organizația viitoare care se ocupe numai de asta. Fratele meu, iau o listă cu toate adresele, bloguri, presă, absolut tot. Și le trimit, îi bombardez cu informații ca să vă știe lumea. Da. Doi la mână. Nu știu cine a făcut comunicatul, cred că care. Da. Prende aici flămând.
mi-i trebuiau informații vis-a-vis de ce s-a întâmplat acum. Pe care le știu de altfel, dar sunt lucruri care, de exemplu, nu sunt aici. Ca număr de participanți, ca, nu știu, da, cantități de deșeuri, de colectate în total, da, știu, chestii de genul ăsta. Asta ne și dorim să punem pe site-ul de ce sunt așa, pentru că dintre voastră, e pe care nu mai poate să o poate și de acasă să fie colectate toate informațiile. Există un format de raport pe care noi îl vom trimite prin mediul organizațiilor participante. Și ei vor trimite exact la fiecare activitate numărul de beneficiari. Cine, București? Nu, noi trebuie să facem FSC-ul și noi să trimitem mai departe la nivel național. Și vom ști la nivel național, dar și local, ce evenimente. Dar asta se întâmplă de obicei. Nu, dar se vede Săptămâna Națională Voluntariat. Ca deci noi vorbim de un rezultat pe care îl vom avea la nivelul platformei, care o să transmită mai departe la nivelul central. Asta se întâmplă. Este un termen de o săptămână. O săptămână după ce s-a întâmplat eveniment. Ca să se adună. Știți cât de greu se fac la urmă? Nu știu. Nu cred. Eu nu cred. Nu, e limpede. Va trebui să lucrați mai aproape, să ne considerați că prietenii voștri sau chiar că cei din casa voastră, care ne lucrăm și facem. Asta e singura mea, să zic așa, critică pe care o pot aduce. Nu știu aici din cei 236 de voluntari către ce organizații s-au orientat. Era interesant să zic, bă, lor le-a fost mai mult antidot, pentru că e Marta aici, tot timpul stă în coare cu noi, alături de domnul Bulai, nu? Și
La Trebeș au participat în jur de 30 de bicicliști, că am participat și eu, împreună cu Bacău pedalează. CRE-ul a fost în jur de și 20, iar Habitatul la Târg și la acțiune de 15. Cifra asta nu vreau să nu-mi de rog. Asta de valoare unei evenimente. Dați-mi așa, 500, dacă erau doar 12 oameni sau 5 oameni așa separați, ca nu știu, era o chestie. Dacă îmi zici că peste aproape 500 de voluntari s-au implicat, însă eu... Păi e bine, era bine să i-ar fi avut acum, dar indicatorii de obicei, ca unii strângem după o săptămână... Nu încerca să vă scuzați. Nu mă scuz, eu vă spus că erau bine. E bine să fiu fost. Sunt 14 ani în presă și chiar nu m-am ascultat în dimineața la piciorul pozului. Și știu cum să mănânc lucrurile. Eu vă dau și un sfat, nu vă critic neapărat. Adică v-aș fi ajuta, așa cum spunea și domnul Burai, printr-o organizare mai bună, nu? O să reușiți să ne dezvoltăm. Exact. Da. Și bă, ca ideea unificării sau organizării într-o singură, nu știu, în așa federație, știi, e răutat. Există federații la nivel național, este federația provinței, la nivel național este federația tuturor provincialilor. O reprezentare în Bacău. Da. O reprezentare în volum. În volum este reprezentate ONG-urile care au aderat. Deci, eu noi avem, în cercetat și România au reprezentanți, fac parte din comite, dar este din București. Da, vreau să zic ca idee. Da, bine, SCO și la fel. SCO este implicat și eu sunt parte din comitetul director, dar... Vreau să zic ca idee. Era ideea de a face parte toate celelalte regiuni mai mici, de exemplu, cercetat și la nivel mondial, da? Național, mondial. Deci, și felul ăsta puteți să aflați care, într-adevăr, puterea voluntariatului la nivel regional sau local, cum vreți, Eu vreau să spun că în volum, la nivel național, există oameni din Bacău care sunt acolo. Adică ei acolo lucrează, cum ar veni. Și apropo de ce spune Gabriel cu schimbarea la Deanta, cu schimbarea... Știi și avea contacte la cât se ridică mișcarea voluntariatului pe țară? Nu s-a reușit nici până acum să se facă la nivel național. Am regăsit o dată într-un comunitate de presă, sunt făcute, sunt făcute, dar au făcut FDSC-ul, de exemplu, o federație, dar spuneam de un 5% din populația României fac voluntariat. Acum, în momentul în care toate organizațiile sau instituțiile care lucrează cu voluntari activi, așa și noi avem o bază de date mai mare, dar mai mult de 30, eu spun că noi lucrăm cu oameni puțini și încercăm să adunăm și să facem mult. Să dăm, cum am spus și ieri, din nimic, să dăm ce putem noi mai mult. Informații, pe lângă informații, timpul este extrem de important. Și în momentul în care toate aceste organizații, instituții vor avea baza de date cu contractele de voluntariat semnate și cu oamenii, da. Asta lipsește deocamdată la nivelul Bacău și la nivelul imagine. Tuturor țărilor. Nu se lucrează cu aceleași instrumente. Este un exact. Nici n-am cerut asta. Dar zic că nici vicule nu m-au spuneți că aveți dreptate. Ideea este că multă lume, din păcate, este experiență personală. Stai de vorbă, explici, vine, voluntariat, fac, avem, nu știu, bani din asta. Și atunci mulți... Păi, dar nu poți să se educați. Așa se învăță. Deja la generații. Și asta lasă să se lucrează. Deci ce am zis, fiecare organizație.
Îl trimiteți direct la Codex să învețe definiția voluntariatului? Dacă legea voluntariatului prin guvernanții care avem de ștereți acolo, și tot au fost voluntarii presiuni, voluntarii sunt cei care sunt plătiți, voluntari de la inspectoratul de urgență, deși sunt plătiți, se primesc voluntari care sunt în armată, dar și primesc bani și există o problemă cu DEX, că nu mai înțeleg ce înseamnă voluntar pentru unii și pentru alții. Hai să luăm de perciun pe academicinii noștri ca să... Păi asta am făcut acum, ca să se află. Și care s-ar trebui să luăm exemplu statelor în numele BN și nu numai, unde se acordă o atenție atât de mare voluntariatului, pentru că vine și mi-a rămas acest aspect în minte, a devenit probă de bacalaureat, prezentarea dovezi de activități desfășurate în voluntariață, în proiecte. Știu că Habitatul Medic a mediatizat acest aspect legat de... și Marea Britanie era la un moment dat discuția aceasta a venit voluntariul la Habitatul Medic și a spus că trebuie voluntariat în cartea timpul un bacalaureat, dacă nu treceau de această probă care era Habitat, care au venit cu banii lor de acasă, din Occident, ca să construiască aici casă. Deci îmi pare tineri care au muncit un an de zile și au scris bani. Să se implice în zonele rurale, proiectul nostru care avem în școlile de varie rurală. Și vin cu 900 de pounds, plătesc avion plus costurile de proiect, inclusiv mâncarea voluntarilor noștri, pentru o săptămână vin și lucrează acolo. Cu 900 de pound pe care i-a putut să facă venerabila Judith, nu? Care stă de atâția ani aici și la 80 și ceva, 90 de ani, tot mai are resurse ca să facă ceva. Sau Colin Williams, care a donat. Apropo, a venit cu flajdenta aia? Da, a venit, avem poze, au și cântat la atâta. A cântat cu culegele. Au făcut un moment. Da, și niște poze. Da. Și vreau și de la acțiunea de la Habitat. Da. Și în iulie când mergeți în Polonia? Iunie când? A venit perioada 15-20. Câți vreți? Cine va?